Salutare și bine v-am regăsit pe noul an. Avem acest Audi A3, model 2017, cu o problemă destul de mare, și anume mașina nu bagă cald. Am verificat cam tot ce era de verificat și am ajuns la concluzia că de vină este caloriferul de la interior, care este înfundat. Așadar, în clipul de astăzi vă voi arăta cum se înlocuiește acest radiator. Acest calorifer care este undeva amplasat lângă pedala de accelerație. Pentru asta va fi necesar să demontăm cotiera și toată consola centrală. Pentru demontarea acestei console e necesar să demontați grila de ventilație din spate. Efectiv scoateți bricheta pe care băgați degetul mare și o trageți afară. Decuplați mufa. Iar apoi avem aceste șuruburi, da? 4 la număr, sunt stânga-dreapta. Da? Aceste șuruburi le vom demonta și vom merge la partea din față. Am demontat această consolă. Neapărat trebuie să demontați panoul de comandă, da? De la schimbător, de la toate alea. E prins pe cleme, da, după cum observați. După care deconectați mufele și aveți în dreptul schimbătorului de viteze, da, aveți 4 șuruburi, stânga-dreapta, după care vă iese tot acel cal. Noi am ajuns, și în afară de asta mai aveți 2 șurubele în zona asta, unul aici și unul pe partea cealaltă. Imediat. Iar unul aici, da? Aveți un șurubel. Noi am ajuns la calorifer, am deconectat mufa de la rezistența de încălzire. Și apoi avem aici un șurub, care ține, plus cele două conducte la partea de jos e cu imbus. Iar sus, la partea de sus, aici este cu siguranță. Deci caloriferul se află aici. Îl vom da afară. Îl vom scoate afară, după care vom uni cele două conducte și vom începe procesul de spălare a instalației. Instalația pe care o vom spăla în 3 rânduri. Iar apoi vom monta caloriferul cel nou. Am așa arată, o dată vă arăt. E destul de complicată lucrarea. E complicată din cauza faptului că trebuie să demontezi tot acest panou, această consolă centrală. Da? Care ea practic se ține în 2, 4, 6, 8 șuruburi, 4 în față, 4 în spate. Iar caloriferul se află exact aici, în această zonă. În cele din urmă am reușit să demontez caloriferul. Mare atenție că trebuie să demontați și șerbegul de genunchi, dacă mașina este prevăzută cu așa ceva. Are 3 șuruburi, se desprinde plasticul acesta de sub bord. După care aveți în zona asta aici aveți 3 șuruburi și reușiți să trageți caloriferul afară numai după ce scoateți și această gură de ventilație. Acesta este caloriferul. E murdar în interior. Noi
vom uni aceste două conducte, cea de jos și cea de sus, cu un furtun, da? Le vom împreuna și vom începe operațiunea de spălare a instalației. Am început procesul de spălare a instalației și vreau să vă arăt, să vedeți exact ceea ce se află în pasul de expansiune, ce mizerie este. Acum vom aștepta să ajungă motorul la temperatură, să se ridice temperatura la 90 grade, după care vom pune soluția de spălat. După aceea vom goli instalația, vom pune soluția de curățat și o vom lăsa să meargă aproximativ 40 minute. După cum observați, am terminat de spălat instalația de răcire a motorului. Mai este un pic pe fundul vasului, dar vasul o să-l înlocuim mâine. O să-l comandăm și va veni mâine. Între timp ne-a venit de la Valeo caloriferul. Avem aici caloriferul pe care îl vom monta. Acesta este caloriferul. Iar așa cum vă spuneam, am făcut aici o improvizație dintr-un furtun pentru a uni cele două conducte și a putea spăla instalația. Vom monta caloriferul, vom face o probă în prima fază doar cu apă, adică vom băga apă în instalații. Vom porni mașina, vedem dacă mașina face cald, după care vom goli din nou instalația și vom pune și antigel. Am terminat de montat caloriferul, am pornit. Temperatura este undeva la 70 de grade, mașina bagă cald, chiar frige foarte rău. Așa arată montajul la calorifer. Mai avem de montat tot ce înseamnă această consolă centrală, plus un vas nou de expansiune și, bineînțeles, antigel G13 neapărat. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, acest videoclip, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a fi la curent și cu alte videouri de acest gen. Vă salut, vă doresc spor la treabă!